Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu Far Cry 5. E bine, tocmai cred că am ajuns la un soi de aeroport, în fine, mai degrabă aerodrom sau ceva de genul ăsta. Oh shit, a căzut un elicopter. Asta e interesant. Haideți să vedem ce se întâmplă aici. Nu de alta, dar pun pariu că ceva nu este tocmai ce aș numi eu ok. Dar hai să vedem. Un avion civil cred că e deasupra. Și ăsta era un elicopter al Pegasus, după cât observ. Da, ăștia erau Pegasus. Și uitați-l pe tipul ăsta. Nu putem vorbi cu el pentru că se luptă cu cineva. Dar nu știu cu cine, asta e întrebarea mea cea mai mare. Cu cine se luptă el? Singur bănuiesc că nu s-ar lupta, nu? Orice ar fi, avem aici un safe. Și o să-l deschid. Și am găsit bani înăuntru. Bun, pot să vorbesc cu el? Nu, încă nu. Hai mă. Oh shit, a explodat ceva lângă mine. Binișor până aici, nu? Asta nu-i bine. Ești bine, omule? Deocamdată nu este atât de bine. S-aude ceva. Dar nu știu unde se duce sau din ce direcție vine. Ce-a pățit? We're fucking trapped. I swear to God, I'm gonna kill that son of a bitch, John C. You see them Peggy's take off of my plane? I need it back. That was our only chance of getting out. Look, I'd go myself, but my wife's pregnant and due any second, and I just don't know what I'm supposed to do. I mean, without that plane, we're fucked. Please, my family needs your help. I'm sorry. I don't like getting emotional. Name's Nick, by the way. Look, if I know the cult, they've taken my plane to John Seed's ranch. It's got the only other airstrip big enough to land the thing. I know it's a lot to ask, but I'm desperate, partner. Ok, hai să ne punem pe treabă. Bun, pe aici găsesc eu ceva interesant? Nu prea. Deci, știți ce zic eu? Hai să furăm o mașină de-a lor și să-i recuperăm omului avionul. Cât de greu poate să fie. A, da, și să opresc muzica religioasă. Bun. Păi, fix este asta o să o facem. Și dacă nu greșesc, chiar văzusem avionul omului. Nu știam că el furaseră sau ceva de genul. Oho! Au. Știți ce-i mișto? Că tocmai mi-am luat un perk care îmi permite să repar automat vehiculele. Cel puțin vehiculele pe care le conduc. Se repară mai mult sau mai puțin singure. Deci asta e întotdeauna interesant. Dar am căzut în apă cu camioneta. Hai să vedem. Așa. Păi în cazul ăsta o să continuăm la pas. Cât de greu poate să fie, nu? Băi, ținând cont că suntem la aproximativ 300 de metri de locație, nu suntem foarte departe. E adevărat că, ar fi fost fain să mai merg puțin cu mașina, dar dacă n-a fost să fie, aia-i. Oh, shit. Pardon, m-am întâlnit cu un urs. N-aveam cum să-l las în pace, pentru că el pe mine nu mă lăsa în pace. Deci, l-am ucis. Și cred că o să... Oh, shit! O să vând pielea de urs și o să câștig niște bani. Nu e chiar atât de rău. Ăsta avea ceva la el?
Ne, nu prea avea cine știe ce, niciunul nici alt, dar... Hei, hai că o să ne descurcăm. Și sunt foarte curios cât de departe trebuie să mai merg. Pare să fie și un dealer de arme pe aici. Bă, ești nebun, asta e tare. Chiar e șmecher. Păi e perfect, pentru că am nevoie de câte ceva. În primul rând, hai să vând aici. Ia uitați. Am câte ceva de vândut. Ok. Și mai departe, trebuie să mă uit aici și am un Kalashnikov. Ideea este că trebuie să-i mai pun un soi de silencer. Bun, da? Perfect. Și nu în ultimul rând, gloanțe. Avem nevoie de gloanțe. Așa. Perfect. Și imediat ajungem la aeroportul lui nebun ăsta. Sau în fine, aerodrom, ce-o fi. Ah, ok, putem să eliberăm outpostul într-un mod așa, foarte silențios. Nu-i rău. Să mă mai uit pe aici. A, e cineva în turn. Perfect. Bun, mai departe. Nu pot să mă urc pe aici, deși aș fi vrut să mă urc. Nu este panică, ocolim puțin. Și ne urcăm pe aici. Cât de greu poate să fie, nu? Băi, sper să nu fie foarte greu. Mamă, și muzica asta e absolut genială. Ce pot să spun? Adică nu-i neapărat rea. Dar nu știu de unde mă vede cineva. Ia să intru aici. Să stăm aici apitiți. Vine ăștia pe aici? Să vedem noi. Asta îmi trebuia mie. Băi, ce-mi stă în drum. Ajutoarele sunt complet inutile uneori. Deci fix de asta aveam eu nevoie. De o fucking alarmă. Hai să ne urcăm aici în turn. Ia uitați-i pe ăștia. Dar sunt curios dacă gagica asta trage și ea după ei. Bună întrebare. Aha. Ia uitați avionul omului. Dar important este acum să scăpăm de fraierii ăștia. Opa. Hai mă. Oh shit. Nu-i bine? Păzea genuțule.
Trebuie să-mi dau un medkit. Nu vreau să mor. Cel puțin nu încă. Încarc rapid arma. Alol. Hai că bine. Unde sunteți, mă? Bine până aici. Ok, poate nu-i cea mai steață idee să mă duc așa pe ei. Hai că poate a fost destul de steață. Ok, nu e bine. Bă, am ratat. Ho-ho, perfect. Hai că a fost bine. Bun, binișor până aici. Deci chiar foarte binișor. Și hai să mai facem o șmecherie. Ok, cineva mă atacă. Chestia care nu-mi place. Hai să vedem. Bun. Alol. Am și o bombă pe care pot să o dau. Nu-i rău deloc. Nu știam ce face tasta shift. Aparent, acum am descoperit. Apăsase mai devreme din greșeală pe ea. Băi, avionul ăsta cred că e unul dintre cele mai bune. Vrem noi. A, uitați. Super șmecher. Chiar îmi place să zbor cu avionul. E mișto. E super mișto. Și cred că avionul ăsta este capabil să aterizeze și pe apă, dacă nu greșesc. Vedem noi pe aici. Mamă, dar ce mișto e să zbor cu avionul. Chiar e tare. Chiar șmecher. Sunt curios cât mai trebuie să zbor pe aici. Și are și o super mitralieră. Vedeți? Super mitralieră. Exact ce ziceam. Yeah,
got any little monsters of your own, but I'm telling you, the thought of leaving mine fatherless puts the fear of God in me. And mine ain't even born yet. Okay. If running means I can protect my family at the cost of losing my home, so be it. That's the right move, ain't it? Întrebarea e cât mai zburăm. Aparent destul de mult. Chiar destul de mult. Still, it makes my goddamn blood boil that I gotta uproot from the place my family worked so hard to put together. They earned every inch of this land with blood and sweat, and now I gotta lose it to some man but little twerp and his posse of inbreeds? Now fuck it! You don't mess with the Rise without leaving a scar. Let's give him a long kiss goodbye, partner. Ok, ce înseamnă asta? Probabil trebuie să-i atacăm sau ceva? Ok, da. Hai să-i facem praf. Ia să vedem noi pe aici. Oho! Hai că e mișto. Cred că trebuie să iau puțin altitudine și acum să mă duc așa oarecum un picaj. Să-i fac praf. Aha! Ok. Hai că acum devine mai distractiv. Adică e cu bătaie, cu d-astea. E mai mișto așa. Bun. Păi. În primul rând, ce-i chestia asta? Nu prea îmi dau seama. Ah, e un generator electric probabil. Și ia uitați. Ho-ho! Perfect, da? Ia uitați, mă, ce scapă ăsta. Nu este panică. Perfect, gata, l-am omorât. Și acum, hai să ne întoarcem la aerodrom. Sau, în fine, la aeroport. Ce-o fi? Habar nu am. Orice ar fi, ne-am făcut treaba. Now, people say landing is the hardest part, but I'll show you how to do it just right. Get the runway in front of you while steadily lowering your altitude. Ok, da. Hai să vedem. Eu zic că ne descurcăm. Hai că e Caterinca. Am aterizat și super bine. Și hai acum să vedem. O să mă opresc pe aici. Ho-ho! Absolut genial. Mi-a plăcut mult. Come on, let's turn her around. Come on, grab on. You know, this is the first time in a long time. I feel like shit's actually going my way. Those damn Peggies. Jim, come on! Please tell me they didn't fuck with her. You know, this plane's been in my family for 3 generations. Can you believe that? Kim, you coming? Yeah, I'm coming! I swear, that woman sometimes. Anyway, my grandpa first got it when he got back from World War II. It was his pride and joy. But I made a few modifications over the years. Kim, would you just hurry up? What?
motherfuckers. They just won't let up. Jesus Christ. Listen, I'm better in the air, but you are a fucking beast on the ground. I'll hit him high, you hit him low. What do you say, partner? Hoorah! Okay. Jeff, you stay inside till I get back! Hai să ne punem pe treabă, zic eu, nu? Yep, asta o să facem. Așa, și se aude muzică. Absolut genial. Asta nu-mi place mie. Ok. Bun, da. Hai să mergem aici să ajutăm pe nevasta lui tipul ăsta. Cred că e nevastă. Sau în fine, sper să fie nevastă. Așa. Bun. Oh shit. Oh shit. Au dat cu gaz, cu ce au dat? Hai mă, unde sunteți? Mhm. Bun, da. Perfect, da? Hai să venim aici. Bun. Până acum suntem bine. Întrebarea e unde sunt sniperii. Habar nu am. Băi, ești nebun. Ai naibii ce se ascund. Hai că o să mă urc și eu sus aici, pe acoperiș. Să vedem atunci, drăcea naibii. Ho-ho! Mamă! Hai că-i Caterinca. Aha! Bă, ești nebun? Bă, da, mai veniți, mă, mulți? Sper să nu. Încarc rapid arma. Dropează bomba aia sau ce facem? Oho! Băi, ești nebun. Mult prea multă acțiune. Și sincer, calculatorul meu a început să se străduiască puțin să reziste pe aici. Hai să mai vedem. Aha. Oh shit. Oh, căcat. Asta nu e bine. Mă mai retrag și eu puțin. Ah,
Ok, hai că asta a fost tare. No. 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 Come on. This is our home. Kim, you just don't understand. Don't understand what? That they're stealing our land and kidnapping our friends and doing God knows what else? Kim. Nick, your grandfather built this place. You really want to turn your back on that? And what about all the times you talked about handing off the business to our daughter? Oh, I talked about handing off the business to our son. You've seen the ultrasound. It's a girl. Well, that was on a messy black and white TV screen. You know them things ain't reliable. Nick. I love you. Me too. Well, deputy, looks like the Rye family's digging in. Hey, listen, if you need any air support, you give me a holler, hey? You and me, you'll be like Butch and Sundance. Nick, they both died at the end. Ah. Oh. Please take care of him. I'll grab my plane, partner. Ok. Super tare. Am completat aici o misiune. Foarte mișto. Mie mi-a plăcut super mult. Și, dragi prieteni, acestea fiind spuse, cred că poate ar fi cazul să ne oprim aici cu acest episod. Nu de alta, dar nu vreau să ne lungim exagerat de mult. Deci, acestea fiind spuse, o zi excelentă. La revedere!